salut dragilor din mașină. Încep și eu un nou vlog. Na, trebuie să începem un nou vlog pe săptămâna asta. Săptămâna asta a început palpitantă și o să fie foarte palpitantă. Dă-te din fața de la mașină. Venim de la vreo 300 de kilometri, 200 de kilometri, ceva de genul. Am fost să luăm o mașină nouă. Bine, mașină nouă pentru noi, în casa noastră, că nu e mașină nouă. Ea la propriu, e o mașină de mâna a doua. Ne trebuia din noiembrie, căutăm o mașină. Și am zis să fac introducerea asta și să vă povestesc, pentru că cu siguranță o să mă întrebați când o să filmez din cealaltă mașină, că, oh, ți-ai luat o mașină? Da, mi-am luat o mașină, că aveam nevoie. Eu un Renault, ca să faceți o idee, Renault Clio Alexa, e pe aici. Și eu am adus mașina asta veche de acolo și Ștefan a venit cu cealaltă. Ștefan s-a dus ea niște pâine, să avem ce mânca acum acasă. Alexa n-am dus-o la grăniță pentru că, cum am fost departe, nu știam când vom ajunge. Așa că așa se treaba. Gata? Da, hai! Mergem acasă și vă vorbesc acasă ce și cum despre noua noastră achiziție. Oh, e cald de nu mai pot mașină. Din acest motiv am și luat o mașină nouă, pentru că mașina asta nu are clima. Mergem acasă și vă povestesc mai pe după amiază, după ce mâncăm și noi, că suntem lihnești de foame. Nu mai pot. Să înceapă un nou vlog pe săptămâna asta. Stați aproape că avem și ziua Alexei și multe, multe chestii interesante. Bună seara, bună seara. Nu prea pot să vorbesc. Nu știu dacă se apreciază, dar m-am dat cu aloie pe față. Sufer o problemă gravă, cum vorbim serios, de când m-am făcut în zona asta cu ceară. Mi-a explodat fața. Problema e că am prins epilarea asta facială în perioada lunii, când îmi ies coșuri. Opa, mă sună și pe mine cineva. Stați așa o secundă să văd cine mă sună și ce vrea de la viața mea. Și continui imediat după. Soțul meu dorește ceva de la viața mea, să vedem ce dorește soțul meu și revin imediat. Oricum, stau cu aloie, aloie 100% de pe balcon, pe fața mea, să vindec fața, aș dori, dacă se poate. Da. Dar nu ți-e foame și ție? Bine, păi și ce, să cobor? Stai să mă solvă față că am o mască și cobor, bine? Bine, pa. Ale! Hai să coborâm mama până jos! Vă ziceam, înainte să discut cu soțul meu la telefon, că mi-am pus mască de aloe. Aloe 100% naturală, de pe balcon, v-am spus, și sper eu să-mi vindece iritația asta de aici. Ce mai făcut în după amiaza asta? Am făcut sfuricilele astea, ca să-mi împodobesc harta pe care o am acolo, o voi termina mâine. Am publicat clipul, am meditat arandată, stau o grămadă la el și l-am postat super târziu, sper să mă iertați. Și acum mă duc să mă spăl pe față și mă duc să probesc și eu mașina, pentru că încă nu am luat-o. A fost Ștefan cu ea acum, a plecat la un prieten mecanic să vadă dacă totul este în regulă cu ea. Totul este minunat, ea a schimbat uleiul și filtrele. Deci totul este bine, am făcut o cumpărătură bună din spusele prietenului nostru. Așa că da, mă duc și eu să dau o tură, să vedem ce și cum, nici nu pot să râd. Mă duc să întâi să mă sfăl pe față, că Ștefan este în Lidl să ia ceva de pachete la Alexei. Între timp rezolvăm situația, plecăm să dăm o tură cu mașinile, haideți! Bună, după amiaza, pe ziua de astăzi. Nu, da, cu bățișorul, că mă doare dacă dai cu bățișorul. Ustură nu iau. Am venit până în parcul ăsta cu Alexuța, bună mami. Și să facem o plimbare de după amiaza. Am terminat ce treau undeva pe la 6 și ceva. Da, iubita mea. Da, imediat le arăt. Și am zis, hai să vedem aici în parc, că e mai natural, așa, cu mulți pomi, verdeață. Și Alexa se distrează pe cinste în parcul ăsta. Așa că petrecem după amiaza aici, în jur de ori la 7. Hai ca să vă arăt o gheată gigantă. Da, o păpuță în casă. Nu, e o ghetuță. Da, pentru casă este nu. Am verzit tot parcul ăsta. A luat razna, s-au adunat toți aici într-un banc.
Ia uite. Hai să-i arăt și lui Dan. Ia uite, pe ce se bat acolo? Pe pâine? Ia uite cum se bat acolo. Mamă, mamă, cum se bat pe pâine. Acum se duc toți acolo să se bată pe pâine. Ia uite. Ha, m-a văzut și fug. Bineînțeles, umanitatea este fenomenală când aruncă pungi de chipsuri în apă. Oamenii. Vreau să vă spun că n-am avut o dimineață strălucită și n-am putut să vloguiesc, să vă vorbesc. Am avut o noapte nasoală, rău de tot. Am răcit jos. Cu jos știți voi unde mă refer, dar într-un hal fără de hal. Deci n-am mai răcit așa. Cred că din adolescență, când am fost dusă la urgență pe baza acestor simptome minunate și a fost horror, horror, medicamente toată noaptea, ținând cont că eu nu iau pastile, cam deloc, în ultimul stadiu iau pastila, aseară m-am medicat bine, după care am stat dușuri după dușuri, calde, fierbinte, ca să-mi treacă durerea insuportabilă, mergeam la baie, la 5 minute era. Și dimineața am stat în pat până la vreo 11 de durere, când am putut să mă ridic, și la 11 am scos putere de unde n-a fost ca să filmez, pentru că n-aveam clip pentru astăzi, așa că am filmat. Ei, cu filmatul mi s-a mai cam dus din durere și am reușit să filmez clipul pe care l-ați văzut astăzi, adică unboxing-ul ăla cu multe pachete, și am mai filmat și un Get Ready With Me, ca să vedeți. Și da, la amiază m-am pus în pat, m-am vrut să dorm, de fapt, dar iarăși dureri și așa mai departe. Cred că partea când vreau să dorm e cea mai nașpa în faza asta. Și am reușit să dorm, am dormit bine, după care am făcut iarăși duș fierbinte, am luat o pastilă și mi-am mai revenit puțin și am zis, hai să ieșim afară, că poate, de fapt, sigur o să-mi fie mai bine. Și am venit aici, în natură, că aici mă recuperez eu cel mai bine și aici mă simt cel mai bine. Așa că asta este după amiaza noastră și asta a fost dimineața și noaptea mea. Se mai întâmplă și la case mai mari, nu-i așa? Hai să vă arăt ce frumos se vede luna între pini. Care se apreciază? Da, o vedeți. Acolo este luna și suntem aici, lângă balta asta. Ștefan s-a dus cu Alexa pe acolo pentru că sunt pui de rață. S-au dus să le vadă și acum vorbește cu paznicul parcului despre țuște că au ieșit în diverse zile. Și da, aici așa bine. Deși sunt copii și eu oarecum gălăgie, eu mă simt genial aici. Că e natură și aud sunet de păsărele, greieraș, flori, îmi place. Salut dragilor, bună ziua pe ziua de astăzi, azi fiind miercuri, luminozitatea e extraordinară. Așa, acum e bine? E bine. Legat de ce v-am povestit aseară Dumnezeului, vecinul meu e turbat rău de tot. Ăștia sunt vecinii mei, mereu mă plâng de ei, spuneți că mereu mă plâng de ei, dar ăștia sunt, deci n-ai cu cine ții, păcat de scrierații. În fine, decât peste aspectul vecinilor, la mine, în fragerie, e dezastru. Vreau să vă spun referitor la ce v-am povestit ieri, că nu mă simt bine, că am răcit în partea de și așa mai departe. Am petrecut o noapte ok, m-am trezit decât o singură dată să merg la baie, ceea ce a fost bine. N-am mai trebuit să iau pastile sau să-mi fac duș cald, mi-am făcut duș cald înainte de somn și atât de tot. A fost ok, a fost o singură dată la baie, dar a fost ok. Dimineața a fost puțin mai altfel, pentru că am avut iarăși dureri, am stat undeva la o oră aici, se vede că am păturat pe acolo, în canapea. Și bine, ora aia n-am stat degeaba pentru că am făcut niște poze pentru Instagram, așa că să zicem că a fost și aia o oră muncită. După care m-am trezit, am făcut harta, imediat să mergem la hartă să vă arăt, am făcut do it yourself-ul cu harta, ceea ce mă încântă foarte, foarte mult că am reușit să termin și cu harta. Și am meditat și clipul pentru astăzi, care e Get Ready With Me pentru botez, l-ați văzut deja cu siguranță. Nu am reușit să fac curat în casă pentru că nu prea puteam să stau prea mult în picioare.
Dar după ce pun la radat clipul, mă pun să fac ordine, să strâng pe aici prin sufragerie. Oricum Ștefan a lucrat aici la masă, a reparat niște chestii pe care trebuia le avea de reparat. Și în treburile lui nu prea mă bag, așa că nu mă bag în partea aia, dar cel puțin aici pe canapele trebuie să strâng și să aranjez puțin păturile, după care mă duc să împachetez niște haine, pentru că am de împachetat haine, și să bag ceva la spălat. Aștept să vină Ștefan cu Alexuța de la grădi, încă, și după vedem noi ce se mai petrece după amiaza asta. Nu avem niciun program în după amiaza asta, nu avem nimic special de făcut. Cred că o să ieșim cel mai probabil la o plimbărică, ceva de genul, în jur de ora 6:30, pentru că e cald afară. Avem astăzi, nu știu dacă pot să vă spun câte grade avem, ca să vă faceți o idee că e horror ce se întâmplă în Spania. Zic ei că de mâine, vineri s-ar mai coborî temperaturile și ar fi mai bine. Imediat vă spun, tiempo en Valmorală. Timpul la noi, avem astăzi 34 de grade, dragilor. Luna mai, 15 mai. Fenomenal. Vineri avem însă 22 de grade, după câte observ aici. Sâmbătă iarăși 22, duminică 22. Deci în sfârșitul ăsta de săptămână coboară temperaturile. După care de luni încolo avem 23, iar de miercuri iar suie la 28 de grade, 30 și tot așa. O să avem decât câteva zile de respiro. După aia iară o luăm din loc. Oricum săptămâna viitoare cum ar veni vreau să fie cald, cel puțin de vineri încolo, pentru că trebuie să mă duc eu să-mi fac foaie de drum. V-am spus că am buletinul expirat după ce am cumpărat biletele de mers în România. Am dat seama că mi-am buletinul expirat. Asta înseamnă că trebuie să merg la Sevilla, că acolo de consulatul ăla aparțin eu, să-mi fac ceva foaie de drum, să ajung în România. Și apropo, știți în cât timp se eliberează un buletin la urgent? Pentru că ajung în România și după câteva zile trebuie să plec în Bulgaria și n-am act de identitate, ceea ce este trăznet. Așa că dacă știți în cât timp iese un buletin la urgență în Năvodari, în Constanța, vă rog din suflet spuneți-mi în comentarii, că aș fi tare, tare interesată. Astea fiind spuse, că v-am dat și declarația, vreau să vă spun că mergem în Sevilla să-mi fac eu treaba și vreau să fie cald, pentru că am vrea să coborâm și la mare câteva zile, să stăm în sfârșitul de săptămână la mare, acum cu mașina cea nouă, o să fim plecați tot timpul. Să știți că mașina cea veche, vă povesteam eu că consumă mult și ne împiedica oarecum să mergem toată ziua bună ziua. Aia, asta consumă super puțin și o să fim plecați toată ziua bună ziua în fiecare sfârșit de săptămână. Când ia Alexa vacanță, o să fim mai mereu pe la mare, deci o să avem vloguri de călătorie o grămadă de acum încolo. Am avut și până acum, dar ce va urma va fi desăvârșit. Am zis, mașina nouă consumă extraordinar de puțin, e pe motorină, cine o să mă întrebe, și consumă puțin, ceea ce ne permite să călătorim foarte mult, cel puțin aici în Spania, Portugalia, chiar și Franța, ne permite să călătorim mult cu ea. Așa că da, suntem foarte, foarte încântați de treaba asta. Deci săptămâna viitoare, nu weekendul ăsta în care vloguim, celălalt, adică weekendul în care vă uitați voi la vlogul ăsta, o să fim plecați pe meleagul din Andalusia. Mergem prin Andalusia, am vrea să ajungem în Gibraltar, să fac eu un vlog de acolo, pentru că e interesant Gibraltarul, Gibraltar. Fraților. Am mai fost odată cu Ștefan și ne-a plăcut mult, mult de tot și acum vrem să ducem și pe Alex să vadă cum este. Așa că da, aș vrea să ajung, să facem și un vlog, să am și material pentru voi și să am și amintiri plăcute pentru familia noastră. Am vorbit 5 minute, 6 să fie. Bun, că v-am povestit, mă apuc și eu, pun clipul la randat și mă apuc să fac curat pe ei și mă duc dincolo să împachetez hainele până vine Ștefan de la job și de la dus pe Alex acasă. De mâncare facem astăzi niște ouă prăjite, pentru că altceva nu ne e poftă. Era o poftă de ouă prăjite și aștept să vină el, pentru că va trece să le cumpere. Asta este viața. Mergem la treabă. Hai să începem. Prima și prima oară hai să vă arăt harta. Cam așa arată ea acum. I-am făcut un fel de sforicică împletită din sfoară, de iute, cred că așa se cheamă, sau ratan.
Și arată mult mai boho, mult mai pe stilul meu acum. Îmi place tare, tare mult. Și apropo, harta e în germană. A găsit-o Ștefan la 1 euro pe net și a cumpărat-o. Nu prea contează că e în germană. Faza e că vreau o hartă în casă, să mai vedem și noi cum arată lumea și pe unde am vrea să călătorim. Așa că ăsta este rezultatul final. Dar cum e posibil să fur deja una? Alex a furat o bucată de plăcintă. În seara asta la cină avem plăcintă sărată cu ton și ce mai are înăuntru? Ceva roșii. V-am arătat eu rețeta mai de mult pe canal. Dacă să o faceți o idee, așa arată conținutul acestei plăcinte sărate. Adică să avem poftă. Deja un șoricel a furat o bucățică. Bună, mami! Poftă bună! Ea deja bagă la ghiozdănaș. Poftă bună, mami! Ne-am pus jucăriile în pat și ne jucăm, dar vreau să vă arăt, să vi prezint pe noi noștri prieteni. Uitați-vă și voi ce am putut să fac. M-am desenat pe degete, am pus fustițe și au și marionetele astea. Ne punem la joacă noi. Bună dimineața, dragilor! Vreau să vă povestesc în mare ce se va întâmpla astăzi, pentru că nu prea o să am timp să vorbesc cu voi. Și am zis acum că stau la cafea, fiind un 9:30, să vă povestesc ce se întâmple. Astăzi este o zi din aia foarte, foarte grea. Trebuie în primă instanță să fac lună casa, să fac curat, pentru că eu de obicei fac curat în casă vinerea. Ca să am totul lună pentru sfârșitul de săptămână și așa mai departe. Ei, cred că și săptămâna trecută am făcut tot joia curățenie. Astăzi trebuie să fac curățenie lună în casă pentru că mâine nu voi avea timp. Mâine dimineață în principiu am ceva treabă. Trebuie să pregătesc pentru ziua Alexei, vine mama după aia, mâncăm cu ei. Deci o să fie o zi foarte aglomerată mâine și am zis că astăzi fac curat, iar după trebuie să filmez vreo 2 sau 3 clipuri. Deci am multă, multă treabă. Din acest motiv am tot observat că neglijez diminețile și nu vorbesc cu voi din cauza asta, pentru că eu diminețile le muncesc pe rupte, pe frânte. Așa că am zis că stau la cafea, vorbesc cu ele, cu ei, le povestesc ce se va întâmpla și vă țin și la curent cu diminețile mele. Deci, în prima instanță facem curat, fac eu singură, după care filmez, după care editez, trebuie să mă duc și la bancă să plătesc impozitul la mașină, mașina cea veche. Ce mai am de făcut astăzi? După amiază trebuie să ies cu Alexuța să cumpărăm niște pungulițe pentru dulciuri, că trebuie să ducă dulciuri la grădiniță. Deci avem și după amiază multă treabă de rezolvat. Afară văd că tai cineva cu flexul, sper să se termine cât fac eu curat, ca să pot filma în liniște, dar vedem ce se va întâmpla. În casa vraiște, ieri Ștefan a lucrat aici în sufragerie și mi-a lăsat sufrageria dezastru. Deci, eu și Ștefan avem nevoie fiecare de biroul lui, nu se mai poate așa ceva, pentru că lucrăm amândoi în sufragerie și lăsăm casa vraiște. El astăzi a plecat în delegație, toată ziua pleacă, o dată pe săptămână pleacă el în delegație, pleacă în Madrid. Așa, și sunt singura acasă, trebuie să fac curat pe aici. Și da, uitați-vă și voi ce dezastru am. Plus micul dejun, plus tot ce mai e pe aici. De treabă, vorbim, cred că mă pun eu la calculator să editez, cel mai probabil, că până atunci vă dați seama, curățenie, filmat și alte acareturi referente unei situații. Bun, ne auzim mai acuși. Poștașul și mi-a dus un pachetel ăsta, sigur e de pe AliExpress și sigur e o husă. Sper, de fapt, să fie o husă de telefon. Ia să vedem ce avem aici. Oh, da, avem husa de telefon. Și nu aștept să deschid pachetul într-un clip cu pachetele, unboxing, adică, pentru că am nevoie de husă. Știți că urăsc husa de la Teddy, am cerut multe husele pe AliExpress. Asta este prima și, oh my god, e deosebită. Cam așa arată ea. O vedeți? Hai să scot de aici. Bun. Oh my god,
Ce drăguță este, ce drăguță este. Cam așa arată ea și o să pun direct la telefon. Adios, husă nemernică de la Teddy. Urăsc, urăsc, urăsc. Și bun venit, husă nouă de pe AliExpress. Cam așa arată husa și ca să vă faceți o idee, are și chestia asta pe care o poți ține așa. Mai exact, ții telefonul așa. Are și chestiuța asta pe unde poți să agăți, eu știu, umbreloc, ceva, pentru că văd că se deschide. Deci e tare, tare interesantă husa. Ceea ce văd eu ciudățel e că acoperă flash-ul. Deci dacă vrei să folosești flash-ul la telefon, nu prea poți. Dar eu cum nu prea îl folosesc, mi-e indiferent acest aspect. Să vedem cum se vede camera, dacă incomodează cu ceva asta. No. Deci treaba asta nu incomodează cu absolut nimic ceea ce înseamnă cameră. Deci în principiu îmi place mult husa asta. Cred că asta a fost cea mai scumpă dintre toate, pentru că mi-am ales huse foarte, foarte ieftine de data asta. Asta a costat în jur la 3 euro, ceva de genul. Asta a fost cea mai scumpă. Și luminozitatea e beton, adică belea. Mai bine așa. Bun, asta fiind spus, am terminat și o curățenie în sufragerie pe aici. Mă duc să fac curaj în camera unde filmez și mă apuc de filmat. E ora 12:05 și eu încă nu am filmat nimic, ceea ce mi se pare perfect și extraordinar. Îmi place mult noua husă, vă, cum vi se pare? E super drăguță, nu-i așa? Așa, pentru vară mi se pare perfectă. Trebuie să mai vină și protecția pentru ecran, pentru că acum nu am protecție la ecran. Am cerut tot de pe AliExpress, pe asta o arunc direct, nu mai vreau să știu nimic de ea. Și când vine vară și protecția, mă duc să termin treaba și mă apuc de filmat. Ești pregătită? Da, bună! Bună! Mergem să luăm ceva pentru mâine. Mâine cumpim eu! Mâine este ziua mea! Da! Mâine este ziua Alexei, știți, cred că deja v-am povestit, v-am zis, mâine e ziua Alexei și merg până la un magazin să cumpăr ce le ducem la copilaj de ziua ei. La noi se invita la bomboane, aici se invită la mai mult. Merg să iau ceva, să văd ce găsesc să iau, să iau niște dulciuri, la fel pentru după amiază când îi serbăm ziua de naștere. Am pregătit invitațiile, când mă întorc acasă vi le arăt și cam așa stă treaba. Trebuie să mergem, unde mergem? La Teddy mergem în principiu și să luăm dulciuri pentru copilași mâine, nu, mami? Da. Și mâine mai rezolvăm din treburi, cum ar fi să luăm de mâncare, să luăm ceva tort. Vedem noi. Am ajuns acasă și astea sunt coifurile cu dulciuri. Le-am sortat pe culori, pentru că vedeți, are și un fruieraș cadou aici. Le-am sortat pe culori, verde și albastru pentru băieței, roșu și galben pentru fetițe. Și astea sunt invitațiile la ziua Alexuței. Asta este unde îi facem ziua. E special pentru copila și cam așa arată invitația. Arată când... Zice aici, eu sunt Alexa și invit pe Sofia pe 17 mai la 18:30 la carusel la ziua mea. Și acum ce vreau să fac e să capsez câte o invitație la fiecare punguliță de dulciuri. Și ca să o fac, ce-ți o idee cam ce conține pungulița de dulciuri, niște pufuleți, un balon, o acadea pe aici, văd niște caramele, altfel de pufuleți, o gumă de mestecat, văd pe aici, așa, puțin din toate. Și fiecare punguliță, am fost într-un loc unde le vinde mai ieftin, costă 75 de cenți. Așa că am luat 25, ei fiind 22 în clasă, chiar dacă mai rămân în plus, nu știu, să ia educatoarea 1 sau dacă e să rateze eu vreun copil, am luat 25 să fie. Iar acum ne ocupăm să capsăm invitațiile și imediat după ce capsez invitațiile vă arăt cum... se desfășoară situația. De moment ne apucăm de treabă. Că e lăguță? E color rosa. Naora, loc e toca, toca. Bueno, mă duc cuánto sai. Hay dos de rosa. Aquí pone jara. Jara, banca rosa, porque también es mi mejor amiga. Deci am terminat cu coifurile astea, cu pungulițele, cam așa au rămas, pur și simplu am capsat invitația de fiecare punguliță
Și acum mă voi ocupa de pungulițele pe care le voi da după ce se va termina ziua Alexei, pentru că nu vor veni toți colegii, pentru că unii nu pot să vină și așa mai departe. Trebuie să plece, mai ales că e vineri seară, mulți pleacă în afara orașului, dar în fine, să trecem peste amănuntul ăsta. Aici am luat așa de la Teddy lumânărele, așa, niște farfurii, ăstea i-au plăcut Alexei, să punem pe masă la mămici să gustăm ceva, niște chestii din astea tot așa, să punem alune sau eu știu ceva de ronțăit. Am luat pungulețele astea în care voi pune dulciuri pentru a le da la sfârșit copilașilor. Am luat rățări din astea, bezele din astea și pufuleți din așa de la Teddy. Iar aici am luat o hârtie de învelit cadoul, știți voi pentru cine. Mă pun să fac pungulițele și când sunt gata pungulițele vă arăt cum au ieșit. Nu mai e lumina chiar bună, veritabilă, dar am terminat și într-un final pungulițele. Cam așa arată. Arată chiar adorabil, să știți, mie chiar îmi place foarte, foarte mult rezultatul final. Deja le-am băgat aici în punga de Teddy, o pungă de pânză. Le-am pregătit să fie totul pregătit, dar ca să vă faceți o idee, poate vă inspiră, poate vă ajută. Asta o să dăm mâine la copilașii care vin la ziua Alexei după amiaza. O să vedeți voi cum se petrece, sper să reușesc să filmez ceva pe acolo. Astea sunt cadouașele pe care le va da Alexa după ziua ei și aici avem cadouașele pe care le va da Alexa pentru toată clasa dimineața la școală cu invitațiile de rigoare la ziua ei. Sper să vă ajute ideile pe care vi le-am arătat azi. Și astea fiind spuse, pentru astăzi cred că termin. De fapt, trebuie să mă duc să întind niște rufe afară la uscat și duș de machiat și somn, că nu mai pot. Este 11:20 și trebuie să dormim pentru că mâine va fi mai ceva ca astăzi. Mâine avem multă treabă, multe chestii de rezolvat. Sper să reușesc să filmez la ziua Alexei, măcar ce punem pe masă la mămici acolo. Chestii interesante, în afară de copii, pentru că evident copiii nu îi putem filma aici, am un prieten, s-a dus și corectorul de pe el, a fost acoperit, dar nu mai e, acum e prieten. Bun, astea fiind spuse, dragi mei, ne vedem mâine dimineață cu noutăți, cu știri, să vedem cum decurge situația. Fiind o ocazie specială, cred că mâine o să filmez puțin mai mult pe Alexuța, pentru că este ziua ei. Și dacă ăștia de la YouTube comentează ceva, îi sparg. Bun, mă bag la somn. Da, bine, până mă bag eu la somn, mai trece jumătate de oră, dar în concluzie, pentru astăzi am terminat. Ne vedem mâine. Alexa! Unde mergem? La ziua ta? Ești fericită? Ca să o faceți o idee, o să filmez partea asta că nu sunt copii. A vrut Alexa de Hello Kitty. Acolo sunt cadourile și aici o să se așeze copilașii la masă și aici Alexa. Eso, mama, avere se regalo! Haide să vă arăt în mod rapid ce a primit Alexa cadou de ziua ei, pentru că știu că o să mă întrebați. Nu o fac în mod de laudă, na, de ce? Dar na, ca să vă satisfac curiozitatea, am zis să vă arăt ce a primit Alexuța de ziua ei. O să încep de aici, a primit un nou bebeluș, aici este, are și chestii de dat de mâncare, mai multe chestioare. După care aici avem o poveste cu Bubo, după care asta este o carte super interesantă, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. E un fel de carte magnetică cu marionete, vedeți? Poți să iei, să pui cap. Alexa râde că eu nu știu să pun, măi, mămică. E foarte interesantă cartea asta. Îmi place foarte, foarte mult. Așa, mami, bravo, super, super. Ok, după care a primit o chestie din asta de făcut imagini. Pui pietricele de genul, după aia strupești cu apă și se transformă, rămâne figurina așa fixată acolo. Ia dă-te, mami, puțin, dă-te. A primit aici un super ou gigant în care se află culori, stickere, creioane, ce mai avem pe aici de desenat și așa mai departe. Tare, tare frumos și oul ăsta. Aici a primit o mini Barbie, aici a primit de la colegii de clasă coroană, în timpul școlii mă refer. Coroana, o felicitare de la Lucia, un desen.
Ia să vedem dacă pot să-l desfac. Ia uitați ce frumos a desenat Lucia. Bun. După care, asta e un fel de carte pe care au făcut-o toți colegii de clasă pentru Alexuța. Scrie numele la fiecare copilaș în parte și fiecare a desenat ceva super drăguț pentru Alexa. Sunt toate foile capsate și asta este cartea de aniversare ce au dăruit-o colegii de clasă Alexei. După care aici avem haine, a primit și hăinuțe, niște sândăluțe. Aici, principalul subiect este un casimerito. Casimerito ăștia sunt foarte la modă, cel puțin în Spania, Mexic. E ceva formidabil cu ei, sunt și foarte, foarte scumpi. Dar na, ăsta de aici, cam așa arată. A primit și pe acesta din partea colegilor de clasă. Alexuța mai are aici o Barbie care venea cu toată nebunia asta de aici, cu o bucătărie întreagă. Deci Barbie asta a venit cu bucătăria și aici mai are încă o Barbie pe care a primit-o. Asta de aici care venea cu căruciorul ăsta. Deci a primit și două Barbie, una mămică și una bucătăreasă. Și îi place foarte mult, cel puțin bucătăria Barbie și Casimerito îi plac foarte, foarte mult. Oricum ea e mulțumită de toate cadourile, nu-i așa, mami? Da, până acum, acum. Acum se joacă cu bucătăria. Bună ziua! Cât e ceasul? N-am ceas la mine, mi se pare genial. E, cred că unul fără ceva, ceva de genul. Și urmează să plecăm la prietenii ai noștri, la casa lor, în câmp, hashtag fermă. Fazia că nu știu cum să spune la treaba asta în română. Aici se spune parcelă, că mergi la la țară, cum ar veni, la casa de la țară, ceva de genul. Acolo mergem la ei. Să petrecem ziua cu ei, când se întâlnesc și cu alți prieteni acolo, ne strângem mai mulți, români fiind, și facem un grătar, stăm de vorbă, stăm în natură, că asta contează cel mai mult și ne place nouă cel mai mult. Alexuța e aici în spate, Ștefan trebuie să apară și el, trebuie să mergem până la alimentară să cumpărăm alimentară, supermarket, cum vreți voi să-i spuneți. Să cumpărăm niște carne și ceva pentru grătar și ceva pentru micul dejun mâine dimineață. Și după mergem într-acolo și vom petrece seara asta și mâine ne întoarcem acasă, mâine, nu știu, poate după amiază, ceva de genul. Suntem încă obosiți, am dormit până la vreo 9:30, ceva de genul, Alexa până la 10, dar parcă tot nu ne-am odihnit cât trebuie, parcă aș mai fi dormit și acum mi-e somn. Mi-e somn. Dar, da, acolo mergem să ne relaxăm, nu facem nimic deosebit, nu muncim. Cam bate vântul afară și e puțin frig. Alaltă ieri, joi, a bătut vântul extrem de tare toată noaptea și a răcit temperatura, s-a răcit pe aici, având un 33 de grade miercuri. Gândiți-vă că acum avem undeva la 20 și ceva, nu știu, 24, ceva de gen. Bine, e mult chiar și așa, dar totuși, schimbările astea de temperatură, așa, bruște, nu sunt bune deloc pentru că răcim. Sperăm ca săptămâna asta să se încălzească iarăși. Să avem săptămâna viitoare vreme bună. Asta fiind spuse, că v-am informat ce și cum, mergem la cumpărături, după aia mergem la prietenii noștri și mai filmez pe acolo, pentru că v-am filmat eu și în vlogul trecut, au multe suculente, plante și știți că am și eu o problemă la cap cu partea asta de suculente, cactus, plante și așa mai departe. Filmez când ajungem acolo. Am ieșit și noi la o plimbare în natură și am venit în locul ăsta, este superb, superb. Și fac oamenii în câmp pentru că e sărbătoarea Sfântului Isidro. Ies toți în câmp, fac grătar, sunt acolo mulțime de oameni. Noi am coborât până aici, că e un fel de mic păriaș, ceva de genul. Și zona e super mega drăguță, mașinile astea nu sunt ale noastre. Vedeți că și încolo e multă lume. Am venit să facem o mică plimbare pe aici, totul arată așa splendid, drăguț, toată lumea e fericită.
Acum vorbim serios, când văd oamenii atât de fericiți în natură, tot și mă întreb, de ce nu ieșiți, fraților, mai des? Ieșiți în natură. Natura e minunată. Ia uite aici, un câmp de capul boului ăsta, că nu e mușețel. Ia să vedeți ce drăguț se vede aici. Ca fapt divers, să știți că noi am făcut grătar, l-am și mâncat și ca după grătar să nu ne cadă greu mâncarea, am ieșit la plimbare aici. Tot e sărbătoare. Oricum, Sfântul Isidru se sărbătorește cam în toată Spania, multe din localități, orașe țin sărbătoarea asta. Așa că am venit și noi. Ia uite, măi, aici e lavandă. Oh my god, aici e plin de lavandă. Ia hai să vă arăt ce drăguț se vede. Și aici au și o mică bisericuță unde vine ei să sărbătorească în locul ăsta. Suntem în rezervația naturală Monfrague. Ca să faceți o idee unde ne situăm. Hai să vedeți. Deci toată treaba asta de aici e lavandă. Care se vede, filmez cu GoPro-ul și nu știu dacă se vede bine. Unde se vede mov e lavandă, iar acolo cu alb, căsuța aia, e bisericuța unde vine ei să sărbătorească. Când urcăm dealul înapoi, vă arăt și lavanda de aproape. Ia uite lavanda, Alina, dă-te din soarele meu. Așa frumos, e bine. E plin, 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 păi și până la de lavanda. E oare cultivată sau așa e a răsărit? Uite ce flori frumoase am găsit. Bună dimineața, bună dimineața, este ora 11 și un minut. Mergem în Valea Cireșilor. Știți că am fost într-un vlog, am fost acolo să vedem cireși în floriță, e gata, cireșile sunt făcute. Mergem să vedem pomii, să adunăm, să mâncăm, bine, să adunăm la propriu pungi, saci și așa mai departe. Nu, să mergem să mâncăm, pur și simplu, să vedem cum e valea acum cu cireșii deja cu rod. Și da, cam așa stă treaba în dimineața asta. Am luat micul dejun, încă suntem aici acasă la prietenii noștri, așteptăm să se îmbarce toată lumea în mașini și mergem într-acolo, așa că o să vă filmez de acolo. Știu cum stă treaba cu cireșele în România, așa că o să vedeți acolo niște cireșe de la așa. Sper să fie să găsim rodul ăla cu cireșe babane grăsane și o să filmăm un pic și acolo, să vă arătăm cum stă treaba. Mergem în Valle de Herte pentru cei care locuiesc în Spania sau cei care veniți și vreți să vizitați, într-acolo mergem. Acum suntem, repet, în parque del Monfrague, e aproape de noi, undeva la 77 de km, mergem la Cireșcu. Ei bine, dragii mei, am ajuns la sursă, suntem în vârf de munte și aici avem cireșile coapte. Ia uitați-vă ce e aici, mamă, mamă, mamă. Hai să vă iau una din copac. Ia uitați-vă câta este. Oh my god. Dar priviți aici în valea asta. Mamă, mamă, ce e aici. Deci este, haide, ca sunt super mega coapte. Uitați-vă și voi ce e aici. Doamne Dumnezeule. Ia uite. Ia uite-le. Astea sunt o specie de cireși foarte, foarte mari. Ca să vă faceți o idee, uitați cât e cireașa de mare. A? Cireașa câta este de mare, doamne, doamne. Ia uite, mami, câta cireșile. Alea. Nu mănânci? Este cum ele. A, bravo. Eu iau direct și mănânc, nespălate. Cum mâncam eu când stăteam la țară. Și uitați peisajul, ce frumos este. Wow. Aoleu, Alexa spune că este paradisul ei. Uitați-vă ce drăguț se vede aici peisajul. Ia uite, iubita lui mama. Ia uitați cum adună Elena cireșile în tricou, pentru că n-a venit echipată cu un coșuleț, așa că le băgăm în tricouași.
Ca să vă faceți o idee, am coborât din vârful muntelui, am fost acolo. Prima oară am fost pe proprietatea unui prieten unde am adunat ceva cirești, iar după pe drum pur și simplu sunt cirești unde vă puteți lua gratis cirești. Bine, nu să vii cu tractorul să umpli remorca, să iei, să guști, să simți gustul cireșilor de aici. Și după, acum suntem la cota 1200 ceva de genul, aici suntem la o cascadă, am oprit să vedem cascada pentru că e ceva de vis. Pe care coborâm în jos și ne ducem spre casă. Excursia noastră s-a cam terminat. Dar până una alta, hai să ne bucurăm puțin de cascadă, să facem câteva poze. Totul super, super frumos aici. Vă recomand, dacă vreți așa ceva mai special, mai natural, Vagi de Herte. Minunat, minunat. Și da, e frumos Vagi de Herte și când sunt cireșii înfloriți, dar când sunt cireșile coapte, e bestial, bestial. Oh, hai să vă arăt un poduleț și să urcăm pe poduleț puținel. Ia uite unde s-au dus, Doamne, totul e minunat aici. Acolo unde e Alexa este podul și pe dedesubt curge apa. Trebuie să urcăm puțin în sus aici la cascadă, să vedem priveliștea cu adevărat deosebită. E un drum așa puțin nevoios, dar se urcă rapid din câte văd și oh my god, locul este minunat. Deci excursia de astăzi, toți trei suntem încântați maxim, cireșe, peisaje și locul ăsta minunat. Deci încântați maxim, maxim. Cadoul Alexei, sfârșitul ăsta de săptămână e stas, trăznet, superb. Hai să vedem unde am ajuns. Wow! Deci, wow! Trebuie să vedeți asta! Deci, ce părere aveți despre locul ăsta? Minunat! Minunat! Oh my god! Am urcat până sus, sus de tot, până unde începe cascada să cadă în jos pur și simplu. Noi acolo am fost jos de tot, a fost ceva de urcat. Da, mi-am tras sufletul înainte să vorbesc cu voi că nu puteam vorbi și cam la înălțimea asta suntem. Peisajul minunat. Ce se aude e minunat. Apă, păsărele. Wow, mulțumesc, dragă. Ia uite măi ce mi-a dus mie soțul meu de sus. Bine, hai că vin și eu acum. Ei coboară deja. Ah, uita și frumoasă e floricica. E un fel de trandafiraș, după cum îl văd. Trandafiraș de munte. Oh, ia uita și poză frumoasă ar fi de aici. Și da, mai stau un minut, două aici, coborâm jos. Parcă e mai frumos jos. Jos se vede toată cascada căzând. Și aici e frumos că vezi peisajul, dar îmi place mai mult jos acolo, pe podulețul ăla de fier. A băgat fetița picioarele în apă! Ei, nu cred, iubita mea! Vai de mine! Vai de mine! Ia uitați ce flori am căpătat din vârful de munte. Superbe, nu-i așa? Specia asta albicioasă, nu știu ce este. Foarte drăguță. Bună, iubita! Ai trecut prin râu! Bravo! Aici avem apă potabilă pentru cine vrea să ia apa acasă și Alexa face ea vreo năzdrăvănie pe acolo. Bună, iubita! Ei, dragilor, este în jur de ora 9 și eu sunt deja în pat. Vedeți că încă este lumină
afară, dar ținând cont că Alexa a căzut frântă după ziua de astăzi, am zis să citesc puțin și să mă relaxez puțin, așa că zic să închei vlogul, ca de fiecare dată, din pat, pentru că așa e o încheiere veritabilă. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi, cred că o să fie un vlog foarte, foarte lung. Am văzut că ultimul vlog de genul pe o săptămână v-a plăcut foarte, foarte mult, aș vrea să văd cum este primit și vlogul ăsta și dacă vă place genul ăsta de vlog pe o săptămână, să vedeți ce se întâmplă într-o săptămână, să fiți alături de noi într-o săptămână, mai fac. Așa că să spuneți în comentarii cum vi se pare genul ăsta de clip și dacă ați reușit să-l vedeți până la sfârșit, pentru că clar este un vlog foarte, foarte lung. Astea fiind spuse, dragii mei, vă pupăcesc extrem, noi ne vedem, știți, de luni până vineri la 7:30 pe YouTube. Ne auzim, ne vedem în vlogul următor, care va să vină săptămâna viitoare, aici mă refer la daily vloguri, în schimb, de luni până vineri la 7:30. V-am pupat. Noapte bună pentru mine. La revedere pentru voi.